Care este în acest moment relația României cu instituțiile financiare internaționale și care au fost principalele teme de discuție cu ocazia acelor întâlniri recente de la Bruxelles? Avem un acord preventiv cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Acest lucru nu s-a schimbat. Avem o relație foarte bună, am continuat discuțiile tehnice cu ei, am avut discuții tehnice și la sfârșitul lunii iulie am avut o discuție informală la Bruxelles acum câteva săptămâni. A fost o discuție informală pentru că ei au politică să nu se implice în campanie electorală, să nu fie interpretat nimic politic din ceea ce fac și atunci au preferat să nu fie o misiune oficială de evaluare acum înainte de alegeri, dar să avem discuții tehnice în afara țării. Am discutat de rectificarea bugetară, au vrut să știe care sunt încasările până acum, cum prognozăm veniturile în viitor, de unde vom acoperi impactul contabil al reducerii CASE care intră în vigoare de la 1 octombrie. Am discutat de ținta de deficit bugetar, să ne menținem în ținta de deficit bugetar care a fost agreată cu ei. Am discutat și de alte reforme structurale la care ne-am angajat în ultima scrisoare de intenție semnată cu ei. Am discutat de reforma în aplicarea managementului privat la companiile de stat. Deci au fost discuții foarte tehnice și aplicate și, spun eu, foarte fructuoase. Care a fost poziția Fondului Monetar Internațional vis-a-vis de rectificarea bugetară pe care ați aprobat-o guvernul recent, care a inclus și reducerea CASE cu 5 puncte procentuale? Și au exprimat anumite preocupări, anumite îngrijorări. A fost un schimb informal de opinii, dar ce poziție a reieșit la aceste discuții a Fondului Monetar vis-a-vis de proiect care includea și reducerea CASE și implementarea reducerii CASE? În primul rând, vreau să fie foarte clar că din punctul meu de vedere, FMI și Comisia Europeană nu reprezintă un șef la care să dăm raportul, ci sunt parteneri cu care ne sfătuim pe reforme structurale, pe reforme fiscale. Din punct de vedere al CASE, vreau să fie extrem de clar că și FMI și Comisia Europeană și noi credem că este o măsură structurală extrem de bună. Deci nimeni nu a avut o altă opinie decât asta. Ceea ce am discutat în iunie a fost și modalitatea de acoperire a acelui gol contabil care a rezultat din reducerea CASE cu 5 puncte procentuale. Unde am fost extrem de fermă a fost că nu sunt de acord ca o reducere a fiscalității a mediului de afaceri să fie complementată cu o altă creștere de taxe. Deci am fost foarte fermă pe acest lucru și acest lucru nu s-a întâmplat, după cum știți. Aici ne-am despărțit un pic la opinii, dar încă o dată suntem de acord că este o măsură bună structurală și îmi pare extrem de bine că a intrat în vigoare de la 1 octombrie cu ajutorul Parlamentului și cred că va fi o măsură care va avea efecte benefice asupra mediului de afaceri, mai ales că nu este dublată de taxe pe mediul de afaceri. Așa cum ați menționat într-un răspuns anterior la întrebare, așa cum au spus și cei de la FMI, întâlnirile de la Bruxelles au reprezentat un schimb informal de opinii, pentru că nu se implică în contextul campaniei electorale, au dorit să fie un schimb informal de opinii. Întrebarea mea ar fi când ar putea avea loc o nouă evaluare oficială a acordului cu România, când ar putea veni din nou o misiune în România și să fie o evaluare oficială, formală a relației noastre cu FMI. Ceea ce pot să vă spun este că am avut discuții cu ei pe acest subiect. Există o dorință și din partea mea și din partea premierului ca FMI să se întoarcă într-o vizită oficială, într-o vizită de evaluare. Una din opțiuni care a fost discutată este ca ei să se întoarcă la sfârșitul lui noiembrie, începutul decembrie, posibil pentru o altă discuție tehnică, probabil pe bugetul pe 2015, ca apoi o evaluare formală să fie poate la începutul anului viitor cu posibil un nou guvern. Și asta vine direct din politica
femeiului de a nu scrie și semna o scrisoare de intenție cu un guvern intermediar. Deci dacă ei simt că este posibilitatea să se schimbe guvernul după alegeri, atunci nu ar vrea să semneze o scrisoare de intenție, să spunem, la sfârșitul lui noiembrie, dacă va exista un nou guvern câteva săptămâni mai târziu. Încă discutăm date și posibile alternative, dar asta a fost una din posibilitățile pe care le-am discutat la Bruxelles. Posibila vizită în România la sfârșitul lui octombrie, început de decembrie. Sfârșit de noiembrie. Sfârșit de deci noiembrie. După alegerii nu vorbim. Ar putea fi numai la nivel de experți sau vine și șefa misiunii? Este posibil să vină și șefa misiunii. Ideea era să nu fie o evaluare oficială, pentru că aceea se termină cu semnarea unei scrisori de intenții. Și atunci este preferabil ca acea scrisoare să fie semnată de miniștrii noi, de președintele nou, și atunci este bine să fie noul guvern în funcție în momentul când ea este semnată. Referitor la rectificarea bugetară aprobată cu câteva zile în urmă de guvern, ați menționat chiar la Palatul Victoria că a fost o colectare mai bună în septembrie, a fost o colectare de venituri bugetare bună la 9 luni. De ce acele tăieri de venituri pe bugetul general consolidat și pe bugetul de stat în cadrul bugetului general consolidat, peste 1,4 miliarde de lei, dacă mi-amintesc bine, e totuși o tăiere de venituri și în contextul, care ar fi explicația, în contextul totuși unei colectări mai bune a încasărilor la buget? O mare parte din acele tăieri, de fapt, sunt tăieri contabile. Să vă dau un exemplu. S-au tăiat de la TVA, dar nu s-au tăiat de la TVA pentru că colectarea nu a fost bună, colectarea a fost bună la TVA. S-a tăiat pentru că am dat la bugetele locale din sumele defalcate pe TVA mai mult. Și atunci, pentru că s-au dat la locale din sumele defalcate pe TVA, a trebuit să se scadă contabil din veniturile la TVA pe partea cealaltă. Și la fel au fost mai multe astfel de reglări contabile. S-au scăzut pe fenuri, pe cofinanțări de la cheltuieli, trebuie să se scadă și pe venit. Deci sunt niște reglări contabile acolo, dar noi am considerat că în continuare vom colecta bine și acele prognoze au fost incluse în rectificarea bugetară. Deci acele tăieri, cum am spus, sunt în mare parte contabile, nu din cauza unor nerealizări la colectare. În contextul acestor tăieri, fie ele și doar contabile pe TVA, acestor revizuiri, autoritățile mai au un calcul reduceri de TVA pentru alte categorii de produse alimentare? Anul acesta cu siguranță nu. Anul acesta, oricum, asta este ultima rectificare bugetară care se poate face conform legii. N-am mai putea să facem astfel de schimbări până la sfârșitul anului. Ceea ce pot să vă spun este că studiul pe care l-am făcut ca urmare a scăderii TVA la pâine la un an de când a început această măsură, ne-a făcut să fim mult mai optimiști. Studiul a arătat că prețul a scăzut, ceea ce probabil s-a văzut foarte ușor, dar a arătat de asemenea că profitabilitatea în acest sector a crescut. Au existat mai multe firme pe piața oficială, mai mulți angajați, au făcut și o estimare a evaziunii și ar fi scăzut cu vreo 300 de milioane de lei, care reprezintă cam 20%. Deci toate aceste lucruri ne-au încurajat că este posibil să reducem TVA-ul poate și la alte categorii. În momentul de față însă analizăm mai multe scenarii. Dacă identificăm o zonă care credem că este posibilă și identificăm și spațiu bugetar pentru astfel de reducere, atunci vom discuta această măsură și cu organismele internaționale data viitoare când vin și vom lua o decizie la momentul respectiv. Dar anul acesta nu cred că este posibil să mai facem astfel de modificări.
Cum au evoluat încasările bugetare în septembrie și în primele 9 luni din 2014 și dacă ne puteți oferi mai multe detalii pe ce categorii de impozite și taxe, evoluția dinamică a fost mai bună și la care performanța a fost mai slabă la colectare? În general, sunt mulțumită de activitatea ANAF-ului pe colectare în ultimele luni. Vreau să spun că în luna septembrie s-a depășit planul cu aproximativ 600 de milioane de lei, în luna iulie cu aproximativ 1 miliard, august s-a făcut planul. Pe primele 9 luni a fost un total de încasări de aproximativ 136 de miliarde de lei. Asta înseamnă un grad de realizare față de program pe primele 9 luni de 100,5%. Față de primele 9 luni din 2013 a fost o creștere nominală de 5,7%. Dacă am diferențiat pe tipuri de venituri, pe impozitul pe profit, s-au colectat aproximativ 9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 13% față de anul 2013, aceeași perioadă. Impozitul pe venit, aproximativ 17 miliarde de lei, o creștere de 2,5% față de anul 2013. TVA-ul s-au colectat aproximativ 38 de miliarde de lei, o creștere de 0,8% față de 2013. La accize, aproximativ 17,5 miliarde de lei, o creștere de 11,2% față de 2013. Cum am spus, septembrie, doar luna septembrie a fost o lună foarte bună. Gradul de realizare față de plan a fost de aproximativ 104% și față de septembrie anul trecut a fost de 13,4%. Deci eu zic că cu încasările stăm bine deocamdată. Mai sunt pe agenda autorităților subiecte precum relaxarea fiscală pentru cei cu venituri mici sau revenirea TVA la 19%? La un anumit orizont de timp. Anul acesta ne-am axat pe măsuri pro-creștere, mai ales pentru stimulare a mediului privat. Măsuri de relaxare fiscală, câteva dintre ele fiind reducerea CSE cu 5 puncte procentuale la angajator, neimpozitarea profitului reinvestit. Acestea sunt măsuri care vin să ajute mediul privat să investească, să angajeze, să pornească motoarele economiei. Ceea ce menționați dumneavoastră cu reducerea TVA 19% ar fi o măsură foarte bună, cred că ar stimula consumul și încă o avem în vedere și cred că se va realiza de îndată ce vom avea spațiu bugetar pentru așa ceva. Este o reducere destul de mare, dar încă o dată care ar fi benefică pentru stimularea consumului. Anul ăsta ne-am axat mai ales pe încurajarea mediului de afaceri. Revenind la rectificarea bugetară, care este motivul pentru care s-au prevăzut transferuri importante pentru bugetele administrațiilor locale în rectificare? Din câte mi-aduc aminte, s-au alocat în jur de 1,1 miliarde. Vreo 600 de milioane s-au dus mai ales pentru echilibrarea bugetelor, ceea ce înseamnă practic asigurarea activității autorităților locale. Și aici vreau să aduc aminte totuși unde se duc banii aceștia. Vorbim aici de ajutoare care se duc la însoțitorii persoanelor cu handicap, aici vorbim la centre pentru persoane cu handicap, la asistența copilului. Trebuie să ne gândim un pic cât de mici totuși sunt ajutoarele astea. M-am uitat cât este acest ajutor pentru persoanele însoțitoare, pentru persoane cu handicap și sunt în jur de 600 și ceva lei în mână, deci net. Este o sumă extrem de mică pentru cineva care trebuie să aibă grijă de cineva cu un handicap. Și trebuie să fim siguri că măcar această sumă mică ei o primesc. Restul de bani de care discutam s-au dus pentru continuarea unor investiții deja începute. Deci vorbim de aproximativ 500 de milioane de lei.
Una din preocupările principale, una dintre prioritățile mandatului dumneavoastră este și îmbunătățirea relației Ministerului Finanțelor și a fiscului cu contribuabili. Ce ați luat unele măsuri? Ce măsuri aveți în vedere în continuare pentru îmbunătățirea relației cu contribuabilii și, mai general, pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în România? Ce are în vedere ministerul? Mă bucur că m-ați întrebat asta. Ceea ce am încercat să fac de la început a fost odată să iau niște măsuri care să fie pro-creștere și implicit măsuri care să încurajeze mediul de afaceri și, pe de altă parte, să iau măsuri care să ajute la o colectare mai eficientă. Aici, pentru a avea o colectare mai eficientă, putem lucra pe reducerea evaziunii fiscale. Și aici sunt mândră de ce a realizat antifrauda deocamdată. Au participat și la acțiunea de astăzi de la Ploiești câteva și persoane și de la Vamă și de la antifraudă au avut și multe alte acțiuni numai în câteva luni de când s-au înființat. Și ajungând la întrebarea mea asta, partea cealaltă este de conformare voluntară. Acum, eu nu pot să cer contribuabilului să vină să-și plătească taxele cinstit dacă contribuabilul nu este tratat cu extrem de mult respect atunci când vrea să facă acest pas. Și în această direcție am un grup de lucru cu care lucrez în mod constant, cu care am realizat mai multe lucruri deja. Unul fiind am refăcut cum arată decizia de impunere și de la 1 iulie decizia de impunere are mai multe informații despre modul în care se poate plăti. La 15 septembrie am lansat spațiu privat virtual unde persoanele fizice din București și Ilfov se pot loga gratis într-un site și pot vedea anumite informații despre situația fiscală pe care o au. Ieri am promovat o ordonanță de urgență care creează cadrul legal astfel încât trezoreria să devină acceptator de plată și practic să facă acest serviciu pentru orice instituție publică, deci nu numai pentru ANAF, pentru primărie, orice instituție publică. Și sper ca în 2015 persoanele fizice să poată plăti cu cardul și online toate taxele, dar și fizic prin POS-uri. Când am putea vedea? În toamna lui 2015, pe la mijlocul anului, cam ca orizont pentru implementarea unei astfel de măsuri, cam când? Noi am estimat între 6 și 12 luni și motivul pentru care durează atât de mult este faptul că noi, ca să devenim acceptatori de plată, trebuie să trecem prin toate fazele prin care a trece și o bancă să devină acceptator de plată. Deci trebuie să devenim, de exemplu, membru Visa și Mastercard, trebuie aplicat pentru așa ceva, trebuie să dezvoltăm site-ul online unde se pot plăti taxele online. După ce dezvoltăm site-ul online, începem să facem demersurile pentru a avea infrastructura necesară să se poată plăti și fizic, adică să avem POS-urile necesare. Deci aceste lucruri durează, dar probabil în toamna lui 2015 vom putea să facem acest lucru. Alte lucruri care le am în vedere sunt acum am definitivat un set de broșuri care să explice mai clar modul în care se plătesc impozitele, mai ales pentru categorii de contribuabili, cum ar fi cei care plătesc taxe pe chirii sau anumite categorii de contribuabili care plătesc taxe în domeniul agriculturii. Și am încercat să explicăm cumva pe românește care sunt responsabilitățile și cum se plătesc taxele. Cum vor fi disponibile aceste broșuri? Unde sau? În prima fază online și vom face și print și le vom pune la sediile ANAF și primăriilor și într-o fază ulterioară probabil vor fi și trimise acasă la contribuabil. Un alt lucru care îl avem în vedere este să extindem acest spațiu privat virtual de anul viitor în toată țara, după ce îl vom evalua cum a funcționat în București și Ilfov. Cât a încasat Ministerul Finanțelor din taxa pe construcții speciale? Aproximativ 1,5 miliarde, 1,463, deci
S-a încasat aproape tot cât a fost declarat în mai. Deci în mai s-a declarat toată suma și s-a plătit aproximativ jumătate și a doua jumătate a fost plătită în septembrie. În septembrie. Care mai este situația actuală? Ce se întâmplă în acest domeniu? Deci vreau să fie foarte clar că redevențele sunt un mod de taxare a resurselor naturale. Ceea ce facem acum este să regândim un pic modul de taxare a resurselor naturale. Și asta având în vedere, în primul rând, faptul că nu vrem să descurajăm investițiile în acest domeniu. Avem anumite resurse naturale care se reduc, cele convenționale, cele neconvenționale sunt viitorul. Deci trebuie să facem în așa fel încât modul de taxare să nu descurajeze exploatarea și explorarea noilor tipuri de resurse. Am avut discuții și cu Fondul Monetar Internațional, cu echipă tehnică, am avut discuții și cu experți internaționali. Lucrăm la un raport acum împreună cu specialiști. În momentul în care vom avea un raport gata, îl vom dezbate și public și sper să avem un nou mod de taxare a resurselor naturale începând cu 2015. Ieri Banca Centrală Europeană a anunțat cursul euro-leu. A fost o discuție în aceste zile legată de modul de calcul al accizelor. Au fost niște precizări din partea dumneavoastră la guvern. V-aș întreba pentru că acel curs este mai mic anunțat față de anul trecut. Nici inflația nu e mare și inflația este mai mică. Da. Până la urmă, cum vor fi calculate accizele și în mod sigur vor fi mai mici accizele în 2015 decât în 2014? A fost și de dimineață o afirmație a premierului legat de asta. Ce ne puteți spune? Vor fi accize mai mici în 2015 și la ce vă veți raporta până la urmă? Vor fi modificări? Nu știu, sunt niște prevederi în codul fiscal care spun cum... Ceea ce am făcut chiar dinainte de 1 octombrie a fost să creez un grup de lucru care să lucreze pe mai multe alternative a modului de calcul al accizei și ei analizează din mai multe puncte de vedere și din punct de vedere al impactului asupra contribuabilului și din punctul de vedere al încasărilor la buget. Se iau în considerare și ca acciza să fie în lei și să fie în euro, deci există mai multe posibilități. În momentul în care ei vor definitiva aceste calcule și vom lua o decizie, o vom spune public. Cum am spus și la guvern, vreau să repet, e adevărat că până acum acciza a fost calculată bazându-se pe cursul euro-leu de la 1 octombrie. Faptul că avea în formulă acest curs nu înseamnă că ea intră în vigoare de la 1 octombrie. Dacă se schimbă modul de calcul al accizei, acea nouă formulă va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Care e poziția Ministerului față de acel proiect cu falimentul persoanelor fizice? Noi am dat un punct de vedere... Și punctul nostru de vedere a fost destul de nuanțat. Acum rămâne la latitudinea Parlamentului cum vor decide pe această lege. Ați sugerat anumite modificări la proiect, Ministerul de Finanțe? Da, am sugerat anumite modificări. Au existat puncte de vedere din mai multe ministere. În final, e adevărat, punctul de vedere al guvernului per se a fost unul pozitiv. Vă mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ne-ați primit!